În fiecare an, pe 13 septembrie, în România se sărbătorește Ziua Pompierilor. Aceasta este o bună ocazie de a rememora un episod glorios din istoria națională, lupta purtată pe dealul Spirii de compania de pompieri din București condusă de capitanul Pavel Zăgănescu împotriva numeroasei oștiri otomane. În întreaga țară au loc manifestări prin care pompierii își dezvăluie tehnica de intervenție. La Pitești, această zi a fost marcată printr-o acțiune dedicată în special elevilor care au venit în număr mare. Tot astăzi, salvatorii au sărbătorit și ziua informării preventive, prilej cu care cei prezenți au primit pliante și au fost informați referitor la riscurile la care se pot supune zi de zi.